Bună ziua, bun găsit între prieteni. Da, sunt ochelaristă astăzi și s-ar putea să mă mai vedeți așa câteva zile tot cu ochelari. Asta se întâmplă când porți lentile de contact și când un copil mic cu un degetel ager vine și îți bagă mâna direct în ochi. Uite, ca să-mi protejez sănătatea ochilor, uite, s-a dus Jul ieri la oftalmolog, trebuia să merg eu ieri acolo, glumesc. O să fac așa un pic de prevenție și o să fiu ochelaristă. Și rămânem tot în zona asta, tot despre sănătate vorbim, dar de data asta despre articulații și în special despre tratarea leziunilor. Căci se poate să scăpăm ușor fără operații chinuitoare mulțumită unui instrument ce face minuni și care ușurează atât munca medicului cât și recuperarea pacientului. Discutăm acum despre artroscop și artroscopii cu domnul dr. Tarek Nazer, ortopedie traumatologie, specialist în chirurgie artroscopică. Bun venit! Bine v-am găsit. Într-adevăr, este o diferență totală atunci când vorbim de operație clasică sau vorbim de operație artroscopică. Cred că cine a descoperit endoscopul, cel pe care îl folosim atunci când facem artroscopie, ar trebui premiat pentru totdeauna. A economisit timpul unei intervenții la aproximativ o treime. Pur și simplu nu mai e nevoie să tai articulația ca să ajungi în articulație și în interiorul articulației și toate structurile anatomice. Poți să accesezi orice articulație și vorbesc orice articulație, oricât de mic ar fi, adică și pumnul, și la cot, acum se fac artroscopii, articulații foarte mici, poți să o accesezi folosind incizii foarte, foarte mici. Și e o diferență foarte mare. Și contează, bineînțeles, timpul petrecut în sala de operație, contează, bineînțeles, confortul pacientului, recuperarea, nu mai stai să te recuperezi nu știu câte zile după operație? Deci atunci când vorbim de o operație artroscopică, e plină de beneficii, începând cu durata intervenției scade cu o treime, cum am zis, riscul de infecție, de sângerare scade la minim, nu mai avem aborduri mari, nu mai avem tăieturi mari, avem două înțepături sau trei înțepături mici unde introducem o cameră și diferite instrumente chirurgicale foarte mici, care ne permite să efectuăm chiar mai bine decât dacă am deschide această intervenție. Adică mulți la început, când a apărut chirurgia artroscopică, aveau așa rețineri, că nu vezi cum trebuie, că de fapt altceva când deschizi și vezi cu ochiul liber, nu e adevărat. Un artroscop mărește de 10 ori mai mult, ajungi în zone foarte, foarte mici, unde nu ai acces efectiv dacă deschizi și folosești instrumente normale. Folosești un instrument atât de fin încât nu e riscul să zgârie cartilajul sau să distrugi ceva atunci când introduci instrumentele respective intraarticular, deci este plin de beneficii pentru medic. Iată ce se întâmplă în sala de operații. Ne-ați trimis aceste imagini și vă mulțumim că suntem și noi acolo în sala de operații. Cum vedeți, deci articulația nu este deschisă, sunt două mici înțepături unde introduc pe partea dreaptă camera, iar pe partea stângă un instrument numit shaver, care îmi permite să îndepărtez anumite leziuni ale meniscului sau ale cartilajului. Aici este foarte interesant, dacă vedeți că pacienta își mișcă piciorul singură. Da. Este o artroscopie cu anestezie locală, de asta v-am și trimis acest video, este ceva unic, nu vedeți aceste imagini în fiecare zi. De obicei, artroscopiile se fac cu anestezii de tip rachidiană, în coloană sau generală, în funcție de indicație. Însă eu pot să fac aceste intervenții și cu artroscopie de genunchi și cu anestezie locală, care permite pacientului să rămână treaz, dar nu doar atât, să nu mai aibă teama anesteziei. Foarte mulți pacienți, atunci când vorbim de intervenție, zic, mie nu mi-e frică de intervenție, mie mi-e frică de anestezie. Da. Mi-e frică de ACE, atunci când vorbești de rahidiană. Și mai ales la coloană. Intubare, atunci când vorbești de anestezie generală. Unde pacientul este relaxat, se uită în același timp la ecran, după cum vedeți, și explic în timp real ce se întâmplă acolo. El este cooperant și mișcă piciorul așa cum trebuie, fără să mai fie nevoie să forțăm piciorul la anumite poziții. Categoric că nu putem să facem acest lucru cu oricine, fiindcă pacientul în momentul respectiv, el simte absolut tot ce-i faci, dar nu-l doare. Dacă simte că îi umblă cineva acolo, simte că umblă cineva, simte că îl atingi, că el nu-și pierde nicio senzație, nici nimic, pierde doar simțul de durere. Da. Atunci când alegem să facem o anestezie locală.
De asta trebuie să alegem pacientul cooperant. Dacă pacientul se panichează, că el simte cu totul, că tu îi explici teoretic că o să simțiți absolut tot, doar durere nu o să simțiți, dacă pacientul se panichează într-adevăr, atunci devine un pic mai dificil pentru medic, fiindcă dacă el încordează piciorul și nu mă lasă nici să-l mișc, dar nici nu-l mișcă, nu pot să efectuez operația. Trebuie vorbit cu pacientul în cazul înainte, nu? Da, vorbi cu pacientul, explica tot, iar în cazul în care, să zicem, într-un operator, găsim că pacientul nu e cooperant, intră într-o stare de panică sau orice, soluția este una ușoară. Îi facem o mică sedare, deci o anestezie ușoară, o adormire, de fapt, și atunci noi putem continua intervenția fără nicio problemă și fără să fie riscul tot așa de intubare sau de anestezie generală. Dar dacă pacientul este unul cooperant, cum vedeți și aici, mișcă piciorul, chiar ajută medicul în timpul intervenției. Fac echipă acolo în sala de operații, împreună, nu? Și devin foarte interesați atunci când ei văd cum mișcă genunchiul și tu vezi în articulația și devin mult mai interesați și încep întrebările, unde la început zice nu vreau să mă uit la ecran, după aia încep întrebările. Dar ce e acolo? Ce faceți acolo? Iar deci în cazul acesta, ce operație făceați aici? Aici artroscopia era pentru de genunchi pentru o leziune de menisc. O leziune simplă de menisc, unde se rezolvă ca timp operator 15-20 de minute. Pacientul, teoretic, dacă are anestezie locală, poate să plece chiar în acea zi acasă. Da? Da, deci, din ce în ce mai mult, acum se fac day surgery, operații de zi. Da? În afară, toate artroscopiile acum se fac numai ca day surgery. Adică pacientul vine și pleacă în acea zi. Da? Internarea de zi, ca să spunem în română. Iar... ca idee, este mult mai rentabil și ca cheltuiel pentru spital. Normal. Și atunci, automat, pacientul plătește mai puțin când ai anestezia care nu costă foarte mult, este locală, nu stă peste noapte, deci nu plătește cazare și, automat, poți să scazi prețul unei intervenții. Și pentru confortul lui, se recuperează acasă confortul liniște, bineînțeles, mult mai ok pentru pacient, că el nu mai are toate riscurile, nici teama unei anestezii. Și atunci el pleacă în aceea zi. Operațiile sunt ușoare. Atunci când vorbim de cuvântul operație, majoritatea avem o teamă de intervenție. Deci poți să-i propui unui pacient orice tratament, dar când aude de operație, deja se schimbă la culoare. Nu trebuie să mai percepem lucrurile astfel, fiindcă s-au schimbat vremurile. Numai când vorbim de operație, nu mai vorbim de operații clasice, nu vorbim de tăieturi mari, de recuperare îndelungată, din contră. Folosind metode minim-invazive, pacienții se recuperează extrem de repede, deci după o artroscopie de genunchi de genul ăsta, pacientul chiar poate să se ridice la sfârșitul operației, să se întoarcă singur până la rezervă. Oricum este indicat să meargă deci imediat după operație. Deci nu are nicio contraindicație. Da. Iar ei se întorc la muncă imediat a doua zi, fără nicio problemă dacă are o muncă de birou. Doar dacă are o muncă fizică, le lăsăm două săptămâni acasă să recupereze. Însă dacă e muncă de birou, din a doua zi ei se întorc la muncă fără nicio problemă. Oricum e foarte important ce se întâmplă după operație, recuperare, kinetoterapie, ca să-și recupereze funcția. Da, dacă vorbim de o leziune de menisc, de exemplu, cum am zis, operația e una foarte mică și foarte scurtă ca durată, iar recuperarea la fel. El se recuperează imediat. În o săptămână maxim, el poate să se întoarcă la activități normale. Dacă vorbim de intervenții mai mari, tot pe cal artroscopic, cred că teoretic atunci când vorbim de artroscopie, e doar o metodă de a opera, nu e o operație în sine. Când mă întreabă, am nevoie de o artroscopie și zic, ok, pentru ce? Pentru leziune de menisc, leziune de cartilaj, reconstrucție de ligament, da. Pentru coafa rotatorie la umăr, de exemplu, pentru mușchi. Sunt o grămadă de indicații pentru artroscopie, pentru fiecare articulație, da, pentru fiecare pentru articulație în parte, pentru osteofite, pentru corp liber, de exemplu, câteodată se detașează un fragment mic de cartilaj care se plimbă în articulație și se distruge tot. Iar tu trebuie cu artroscopul să intri și să-l scoți. Dacă vorbim de metodele vechi, trebuia să deschizi toate articulația ca să-l găsești făind mic și să-l scoți. Așa, artroscopic, tu intri cu o cameră, te plimbi toată articulația, îl găsești și îl scoți fără nicio problemă. Deci e mult mai bine să folosești metode artroscopice, fără îndoială. Iar atunci când vorbim de operații mici, recuperarea o săptămână, cum am zis, dacă vorbim de operații mari, reconstrucții de cartilaj, ligamente sau unele mai complicate, recuperarea poate să crească undeva la 4-6 săptămâni. În funcție de ce facem acolo, pacientul poate sau nu să calce chiar din prima zi. Dacă vorbim de reconstrucție de cartilaj, de exemplu, trebuie să protejăm cartilajul respectiv, 4 săptămâni nu calcă, până se întărește și până devine rezistent la mișcări și la a pune greutate pe el. Dacă vorbim de ligamente, el calcă din prima zi, însă are foarte multe recuperare de făcut ca să se integreze ligamentul în extensie completă și flexie completă. Dar, fără îndoială, diferența e una
foarte, foarte mare într-o metodă clasice și unele minim invazive. Mă gândesc că și sportivii nu sunt interesați de astfel de intervenții, mai ales că ei trebuie să se reîntoarcă imediat acolo pe teren, ca să spun așa, și aici mă refer la, nu știu, tenismen, la fotbaliști și la alte categorii de sportivi care își folosesc mult articulația. Absolut, dacă era după mine, sincer, aș interzice orice metodă clasică de a opera unei la un diagnostic unde se poate opera artroscopic, fiindcă diferența este una foarte mare și nu se justifică să operezi folosind metode clasice în niciun fel. Iar la umăr, practic, se întâmplă același lucru pe care îl vedem în sala de operație chiar aici? Se face tot cu anestezie locală? Nu, la umăr, din păcate, nu putem să facem cu anestezie locală. Musculatura aici este una foarte mare, foarte dezvoltată, unde la genunchi poți să intri foarte ușor, fiindcă e piele și imediat ai acces la articulație. Aici musculatura este foarte mare, iar dacă pacientul se contractă, nu poți să intri. Deci așa că trebuie să facem anestezie generală. Având în vedere musculatură puternică, dacă pacientul încordează, tu nu mai poți să intri cu cameră, că are el control și atunci automat nu mai poți să faci nimic odată ce nu poți să intri în articulație. Se pot face mai multe intervenții prin artroscopie? Acolo, în articulație? Absolut. Fiecare articulație, începând, de exemplu, la genunchi, poți să operezi meniscul, cartilajul, ligamente, sinovite, corp liber, tot ce există în interiorul genunchii, poți să-l accesezi și să îl operezi sau să îl tratezi în funcție de ce afecțiune are. La umăr, la fel. Ruptură de musc, ruptură de labrum, distrugerea cartilajului, osteofite, sindrom de impingement. Sunt o grămadă de diagnostice pe care poți să le rezolvi artroscopic. La șold, la fel. Acum să fac și artroscopii de șold. În România, din păcate, nu e atât de dezvoltat încă. Eu am făcut foarte multe în Anglia, unde în România sunt, cred că, 3 sau 4 medici care fac atât deocamdată artroscopii de șold. Eu am făcut foarte multe în Anglia și acolo este dezvoltată deja artroscopia de șold. Sunt indicații de impingement atunci când avem osteofite la marginea acetabulului sau când avem leziuni de labrum, la fel. Se tratează artroscopic fără să mai fie nevoie de tăieturi mari și operații clasice. În cazul vârstei, sunt contraindicații pentru artroscopie? Nu, nu există contraindicație de vârstă. Există contraindicație dacă cartilajul este foarte distrus și atunci tu nu poți să reconstruiești o suprafață foarte mare. Adică dacă articulația s-a distrus în totalitate, atunci, din păcate, nu mai poți să rezolvi problema respectivă doar cu artroscopie și trebuie să schimbi articulația respectivă, ceea ce înseamnă artroplastie totală de genunchi, de șold sau ce articulație este afectată. În gradele foarte avansate de artroză, nu mai ai metode minim-invazive sau artroscopice de a trata și treci la metode de înlocuire a articulației sau, de fapt, nu e înlocuim cu totul, îmbrăcăm partea de cartilaj distrus cu metal. Mulți când aud de înlocuirea unei articulații se gândesc că scoți genunchiul Da, pui altul. Poți să-l setai în anumită formă și să îmbracă cu metal la nivelul femurului, la nivelul tibiei și între cele două metale există o parte de polietilen, un plastic mai dur care permite mișcarea normală a articulației. Nici când vorbim de operații de genul ăsta, nu vorbim de o operație foarte, foarte mare cu gândul că schimbăm articulația cu totul și nu mai poți merge niciodată cum era înainte. Din contră. Și atunci când înlocuim o articulație sau îmbrăcăm cu metalul, scopul este să ne întoarcem la viața normală. În niciun caz să nu mai putem merge. Mulți zic că nu mă operez, că dacă mă operez nu mai pot să merg. E mai rău dacă nu te operezi, da. Niciodată nu există indicație de a te opera ca să fii mai rău. Întotdeauna, atunci când ne operăm, vrem să fim mai bine. Categoric și aici, în cazul unei artroplastii totale de șold sau de genunchi, rezultatele sunt superbe, doar că recuperarea este mai grea. Ce analize sunt necesare înainte de a face o artroscopie? În general sunt analize de hemoleucogramă, de VSH, să vedem că nu există infecție, coagulogramă, tot ce înseamnă factorii de coagulare ale organismului, să ne asigurăm că nu există probleme majore. Nu e o operație foarte mare, deci nu e cazul să facem o listă foarte mare de analize. Pierderile de sânge sunt minime, aproape inexistente, așa că nu e nevoie să pregătim foarte mult înainte de o artroscopie, comparativ cu o artroplastie, de exemplu, totală, unde facem un consult cardiologic, facem și analize mai amănunțite, să fim mai siguri că pacientul este apt pentru anestezia de tip generală sau rahediană, că acolo clar nu putem să facem cu locală.
unde când vorbim de o artroscopie cu locală, analizele sunt minime pentru a fi sigur doar că pacientul este apt. Venim cu un remene sau vede medicul acolo când intră cu artroscopul mai bine decât ce vede remeneul? O întrebare foarte bună. Să știți că deocamdată, într-adevăr, mergem pe baza unei remene la început și după aia punem diagnosticul și dăm indicația unei intervenții, din cauza că în România există frica asta de intervenții. Însă dacă ne gândim la Europa și la America, deocamdată se fac foarte multe artroscopii de diagnostic. Adică eu au făcut un echilibru între a face un remene, aștepta să faci remenul, să ai rezultatul, să te operezi, și între a opera direct, dacă ai logic semne clare de leziune de menisc, că sunt anumite teste pe care le face medicul în timpul unei consultații și sunt semne clare de leziune de menisc, leziune de ligament sau alte probleme. Și atunci în țările din Europa, dar și din America, se face o artroscopie de diagnostic, dar tot în același timp, dacă intri și vezi că există o problemă, o și rezolvi. Și s-a dovedit că rezultatele sunt unele foarte bune, fiindcă pacienții nu mai au lista asta de așteptare, de a îi vedea prima dată la consult, după aia să vină la control cu remeneul, să-i dai analizele, până face analizele, până se întoarce, durează foarte mult. Și s-a văzut că pacienții se recuperează mult mai repede și deja se folosește foarte, foarte mult în afara țării. În România nu, într-adevăr, prima dată facem un remene, avem un diagnostic clar, discutăm cu pacientul despre operația, rămâne să hotărească dacă vrea să se opereze sau nu. Din păcate, mulți nu înțeleg că atunci când amân o operație atât de ușoară, cum ar fi artroscopia, unde poți să o rezolvi foarte repede, teoretic tu nu faci decât să te îndrumi către o distrugere totală a articulației și să ajungi la proteze, la artroplastie totală. Deci mulți pacienți se gândesc că lasă că mă doare puțin sau nu mă doare prea mult și atunci mai amân operația sau o anulez, dar din păcate ei fac un rău pentru viitor. Și oricum românii nu ajung târziu la medic. Se întorc după câțiva ani cu distrugere foarte mare, hotărâți pentru artroscopia, ceea ce ai propus acum câțiva ani, și când aud că din păcate nu mai poți, că s-a distrus în totalitate și trebuie să înlocuim articulația, rămân foarte șocați. De asta eu, de fiecare dată când explic unui pacient, explic foarte clar care sunt consecințele pe termen lung. Că asta, din păcate, ne lipsește, să ne gândim un pic mai departe decât mâine. Că mulți ne gândim că, lasă, că nu mai alerg și gata, nu mă mai doare, e bine și o să fie bine și în continuare. Nu e adevărat. Apropo de durere și de semnele care anunță că, într-adevăr, se întâmplă ceva acolo cu articulațiile noastre, când să ne îngrijorăm? Pentru că, ok, durerea poate să vină, poate să plece, da? Te gândești că îi fi forțat articulația, poate nu e nimic. Dar mai sunt și alte semne, nu, care anunță că e ceva acolo, o problemă. Dacă durerea se repetă de fiecare dată când faci o anumită activitate, de exemplu, de fiecare dată când urci scări ai o durere sau de fiecare dată când alergi ai o durere, clar nu e o durere de supra-solicitare sau un febră musculară, clar nu e. Înseamnă că există o afecțiune acolo care se manifestă la anumite activități pe care le efectuăm noi zilnic. Asta pune semnul întrebării și atunci trebuie să mergem la un medic specialist care să efectueze o consultație, să facem investigațiile respective, radiografie, remene, ecografie în funcție de problema pe care o găsim și să o tratăm mai devreme decât a se dezvolta și să devină durerea la orice mișcare pe care o efectuăm. Mai pot trozni articulațiile, să fie și acesta un semn? Dacă trozniturile nu sunt dureroase, de obicei ele sunt consecințe unei lipsă de mișcări și lipsă unei exerciții de întindere. Nu sunt probleme intraarticulare. Dacă troznitură este de fapt una dureroasă sau asociată cu o frecare între cartilaje și se aude un hâșiit atunci când faci, da, categoric când este un semn de artroză și troznăturile respective trebuie să le băgăm în seamă și să ajungem la medic. Dacă nu ne dor, înseamnă că nu ne-am hidratat corespunzător, știu eu, nu? Nu te dor, dar uite, alte semne, de exemplu, edemul, adică atunci umflătura, când se umflă, da? Articulația, da, că asta este edemul, atunci când se umflă articulația, nu neapărat la mișcări și la schimbarea de vreme se poate umfla, poate să fie semn de o boală reumatică sau și una artrozică. Sau cum se zice în popor, apă la genunchi, nu? Atunci când avem apă la genunchi, așa, vorba populară, de fapt este acumulare de lichid intraarticular. În mod normal există un lichid de lubrifiere care permite mișcarea ușoară a articulațiilor. Însă atunci când lichidul este în exces, înseamnă că există un lichid de inflamație, nu e doar un lichid de lubrifiere.
Când vorbim de un lichid de inflamație, înseamnă că este o consecință unei probleme pe care o avem în articulație. Poate să fie artroză, cum am zis, distrugerea cartilajului, poate să fie o leziune de meniști, prin fricarea respectivă, o leziune cu cartilajul produce un lichid de inflamație, sau alte probleme gen gută, gen tendinite, care poate să creeze o zonă de inflamație în jurul ei, chiar și lichid între articulații. Sunt foarte multe. Sau hemoartroză, atunci când ne lovim și sângerează în genunchi, în interior, și în articulație, și avem o hemoartroză, înseamnă acumulare de sânge intraarticular, în spațiul intraarticular. Deci da, apa la genunchi poate să fie o problemă adevărată. Deci concluzia este să nu așteptăm, pentru că putem să creăm niște probleme mai mari decât dacă am venit repede să facem o artroscopie și să rezolvăm, nu? Da, tot concluzia este să nu ignorăm semnele pe care ne le indică organismul nostru, să ajungem la medic, să nu ne fie teamă de operații și de intervenții. Categoric nu strică să luăm încă o operare, second opinion. Din ce în ce mai mulți, acum pacienții merg la mai mulți medici și află mai multe păreri, ceea ce mie mi se pare normal, că mulți pacienți vin și zic, nu vă supărați, am mai fost la un medic și vin la dumneavoastră. Mie mi se pare normal și aș face același lucru. Să mergem să aflăm mai multe păreri, iar atunci când avem un diagnostic clar și o indicație clară de intervenție, să nu amânăm. Vă mulțumesc tare mult și vă aștept cu mare drag să mai povestim. Și eu vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Luăm o scurtă pauză și revenim.